Eu cal. Eu... Și asta o să te gândesc și argumentezi, Ionuț. Eu știu. Așa, ia zi. Poate nu cal. Poate da? Aleg totuși pionul. Pionul, ia să, știi, să vedem. Important e să știi să faci mișcare corectă. De fapt am greșit. De fiată suntem toate 16. Toate, deci cele, viață, 16, toate 16. Toate cele 16. Pentru că ai zile în care ajungi să fii, să te crezi regele, cele mai multe zile ești cele 8 piese de pion și mai ajungi să fii și nebun. Și la momentul actual tu ce ești? Eu încerc întotdeauna să fiu acel cal, pentru că este singurul care poate să facă mutări șmechere. Așa. Cam tu de ce pion? Acolo... Ai zis că pion. De ce? Pion. Pentru că realizez că ești într-o lume mare, tu ești o piesă mică, spațiul îți este foarte limitat și atunci când îți este limitat și e disponibil, trebuie să știi să îl folosești. Asta e explicația mea. Da, e și asta o explicație foarte bună. O explicație foarte sănătoasă. Mai avem foarte puține minute până la final. Ai reușit să îi determin pe alții să aplece urechea asupra ceea ce înseamnă hip-hop și nu în ultimul rând această federație despre care noi am vorbit, de hip-hop și șah? Da, pot spune că am reușit... destulă lume să convin că Federația de Hip-Hop Șah înseamnă într-adevăr ceva benefic social, dar n-am primit foarte, foarte multe răspunsuri, foarte multe reply-uri, înțelegeți? De ce? Pentru că le puneai mintea la contribuție? Până nu, la urmă, pentru că nu erau... Trebuie să gândești puțin în nu erau nu se câștigă. Adepți. Nu se câștigă. Da, nu erau nici adepți ai hip-hop-ului. Uh-huh. Și multă lume m-a întrebat dacă se câștigă. Dar uite că poți să ajungi bine hip-hopper, dar devii operator video într-un post de televiziune. Tot așa o chestie ce ține de imagine, de cromatică, de simboluri. Deci poți să aplici, să spunem. Bineînțeles, poți să faci orice. Depinde de tine, într-adevăr, ce vrei să faci. Eu te-am întrebat asta pentru că tu, ca și alți studenți, tu ești anul 3, sunt la anul 4 iarăși niște băieți la jurnalism, care au făcut un alt experiment, dar de această dată au făcut un experiment cu mine. Acum vreo 3 ani de zile, un coleg, cred că Ciprian, mi-a dat un CD și mi-a spus, nu e musai să-l ascultați acum, dar dacă aveți vreodată timp așa, puteți să-l ascultați și să-mi spuneți și mie cam cum vi se pare, cum e, poate ne întâlnim și discutăm odată despre chestia asta. Și întâmplarea a făcut că într-adevăr nu atunci, dar la o bună perioadă de timp am ascultat CD-ul respectiv, dacă nu mă înșel și sper să nu mă înșel, cred că era Verita Saga, cu un material complet. Am ascultat cu maximă atenție, mi s-a părut și un soi de responsabilitate, pentru ca într-un final să îi mulțumesc, pentru că altfel în perioada imediat următoare n-aveam eu cum să ajung din lipsă de timp la Veritas Agajai. Mi se pare important atunci când voi vă desfășurați într-un anume cadru să le spuneți și altora despre ce înseamnă cadrul respectiv, ce aduce bun. Eu de fiecare dată când sunt într-un alt anturaj sau același anturaj aduc vorba despre, pe mașina mea am logo. Am văzut acum când am venit la emisiune, da. Ți-am recunoscut mașina dintr-o mie. Pe ei. Singura ieftină. Și cei care se află în lista ta, și cei care se află în lista ta de Messenger, iarăși află da, ce mai este nou, știu, prin masurile pe care le trimiți, da, știu. Da, da, da. Da, uite cum internetul până la urmă îi ține pe oameni aproape, uite cum ceea ce se întâmplă până la urmă acolo la ei acasă în Statele Unite ale Americii, există și un soi de acasă pentru noi cât timp, cel puțin din acest punct de vedere al Federației de Hip-Hop și de Șah. România înseamnă ceva pe harta iubitorilor de șah și hip-hop? Pentru că suntem un popor destul de inteligent. Și ar trebui să facem asta din ce mai des aminte. Ne pot lua altceva, alte lucruri, că văd că se vând foarte multe lucruri la noi în țară. Deci una peste alta, spuneam, am discutat despre faptul că nu mai există granițe, că sunt dintre tinerii care sunt lângă noi, oameni care aleg să treacă peste aceste granițe, să lucreze îndeaproape cu cel mai bun jurnalist american de hip-hop, să comunice, să interfereze și să construiască până la urmă ceea ce numim această federație la nivel internațional
de hip-hop și șah, ca o formulă, dacă vreți, de a lupta, cred, cu noi înșine. De a lupta cu noi, de a căuta mesaje, de a nu-i mai lăsa pe alții să gândească pentru noi și da, să ne folosim creierul pe care îl avem. Noi suntem principalii noștri adversari, întotdeauna. Deci aceasta este concluzia emisiunii de astăzi, da? Să avem grijă să nu devenim proprii noștri adversari, da. Să ne fim aliați. Mulțumim mult pentru participare la emisiunea atât deocamdată la X-Show. Să știți că mi s-a trezit apetitul pentru subiecte de acest gen și ne-am gândit noi cei ce alcătuim redacția acestei emisiuni X-Show, eu, Marius Calcan și Monica Gornicu, pentru mâine să vă oferim un alt subiect. De această dată să mergem să vedem ce găsesc oamenii de cultură, oamenii de știință, cercetătorii interesant de găsit la România. Și veți vedea cum universități de pretutindeni au studii de românistică. Despre cum ne văd alții la nivel științific și academic vom afla în emisiunea X-Show de mâine. Până atunci, numai bine!